Ușor, ușor, haide, dă-i drumul, Gaido. Joacă. Hai, Davi, hai, Davi. Hai, Luce, puntea corpului, Luce. Bravo, bravo. De asta linte vede unde joacă. Da, ușor. Bravo, Luce, Luce. Da, cei? Cei, Davi, bravo. Acum ieși. Am fost și în Liga 5, am început din Liga 5, Liga 4, Liga 3, ușor, ușor urc, mă urc destul de greu. E bine, în primul rând pentru că sunt acasă, în al doilea rând pentru că dispunem de condiții foarte bune, zic eu, pentru Liga 3. Faptul că avem nocturnă ne ajută foarte mult, având în vedere că avem mulți băieți care lucrează și n-ar fi posibil antrenamentul pe timp de ziua. Deci sunt bucuros că sunt acasă și lucrez în condiții bune și sper să progresez și eu ca și echipa de altfel. Bravo! Nu prea bun, Luci! Nu prea bun, Luci, că ești acolo după aia! În centru, Tică, în centru! Așa, așa, nu prea mult! Cei? Cei? Acum! E primul an pentru noi la Liga 3-a, cu siguranță nu știam despre ce e vorba, încet începem să ne acomodăm. Nu cred că se pune problema anul acesta de promovare, dar încercăm să formăm o echipă tânără, o echipă de perspectivă și ăsta e scopul nostru în acest an. Hai, Gaido! Cei? Cei? Bravo! Bun! Bravo, mergem acolo, respirăm! Un antrenor de la care ai ce învăța, 100%, la fel de conștiincios și de devotat, precum a fost și ca fotbalist, și un caracter desăvârșit. Mie îmi place să joc foarte mult mingea, să nu dau mingi la întâmplare, să avem o posesie prelungită, dar trebuie să vezi și ce material ai la dispoziție, ce jucător, pentru că pentru un fotbal de posesie ai nevoie de jucători de calitate. Dar încercăm, chiar dacă nu reușim totdeauna, de multe ori nu ne iasă ceea ce pregătim la antrenament, dar asta nu înseamnă că renunțăm. Încercăm să avem o idee de joc și să o transmitem la meci, să reușim să o punem în practică. De multe ori ți-am zis, nu reușim, dar nu ne lăsăm. Timișoara e un oraș cu tradiție în sport, mereu am avut câte 2-3 echipe, am avut tot timpul Poli în prima ligă, am avut UMT Timișoara, CFR Timișoara, echipe care erau mai tot timpul stabile în Liga 2 și cred că este loc pentru toți, mai ales că Timișoara e pe un trend pozitiv, se dezvoltă foarte mult, avem posibilități financiare și atunci de ce nu? Bine.